După un an de la omorul fetiței de un an și 10 luni în sectorul Ciocan al Capitalei, a fost condamnat și iubitul tinerei. Acesta a fost recunoscut vinovat de magistrații primei instanțe pentru omor comis cu deosebită cruzime și condamnat la 13 ani și 4 luni de detenție. Acesta își va ispăși pedepsa în penitenciar de tip închis. Amintim că crima terifiantă s-a produs la sfârșitul lunii octombrie 2021 într-un apartament din sectorul Ciocana. Micuța se afla în grija tinerei judecate anterior și a iubitului acesteia, în timp ce mama copilei era la muncă. Ancheta a stabilit că cei doi au aplicat micuței multiple lovituri cu un pix și cu o furculiță în partea posterioară a gâtului și pe spate, cauzându-i dureri insuportabile. Când bebelușul a decedat, cei doi au dus corpul neînsuflețit al fetiței în fâșia forestieră adiacentă străzii uzinelor din Chișinău. Anterior, pe data de 7 aprilie 2022, tânăra, în grija căreia a fost lăsată micuța, care avea atunci 19 ani, a fost condamnată la 12 ani de pușcărie. Sentința în privința iubitului ei nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.